Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru perioada 1-15 iulie 2022. Etalare pentru zodia săgetător, ascendent lună în zodia săgetător. Dacă vă doriți o etalare personalizată, puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să îmi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom vedea care este energia principală a perioadei, ce vă așteaptă în dragoste, ce surprize, ce provocări. Bun, dragilor, haideți să vedem energia principală unde avem turnul. Turnul care vine și distruge tot ceea ce a fost clădit pe minciună, trădare, sentimente false, promisiuni deșarte, tot ceea ce nu este sănătos, nu a fost sănătos. Aici apare foarte multă curiozitate, lucruri noi, inedite. Odată cu acest șoc de care veți avea parte, fie veți cunoaște persoane noi, fie veți avea trăiri noi, fie veți, aceia dintre voi care sunteți într-o relație, vă rezolvați o problemă, vedeți relația cu alți ochi. Dacă sunteți singuri, puteți întâlni o persoană interesantă, dar totul vine în urma unui șoc, un mesaj, comunicare, vești care vă vin, apare și gelozia sau nevoia aceasta de mai multă atenție sau această gelozie care se va pierde în intensitate în momentul în care veți discuta mai deschis. Bun, ce se va întâmpla în perioada următoare? Clar, o să vă aducă o schimbare majoră, benefică pentru mulți dintre voi, chiar dacă pe moment veți simți durere, frustrare, supărare, nervi și așa mai departe. O să vă dați seama până la sfârșitul intervalului că de fapt tot ceea ce s-a întâmplat este spre binele vostru sau o să vă scoată în cale o fericire adevărată. Ce va gândi persoana iubită sau persoana la care vă gândiți? Ei bine, aici avem o șapte de monede. Parcă v-ar spune ce gândește. Se gândește de foarte mult timp la voi, dar nu știe cum să pună problema. E o persoană care poate este ancorată în trecut, într-o poveste din trecut și nu reușește să depășească momentul. E un pic cam depresivă această persoană sau tristă în momentul în care se gândește la voi. Poate nu știe ce simțiți, ce gândiți, că vă gândiți, că nu vă gândiți sau este o persoană prinsă într-o altă poveste, dar văd că adevărul va ieși la iveală, deci cu siguranță veți avea o discuție care o să clarifice toată povestea și o să vă dați seama exact și concret ce gândește cu adevărat această persoană. Ce va simți cu adevărat? Foarte multă dragoste, împlinire, o dragoste chiar nemai întâlnită. Și de aici apare o evoluție foarte frumoasă, pentru că vorbim de un angajament corect, onest, cinstit, da? Care să vă aducă, o să vă aducă foarte mult succes. Deci este o dragoste mare și sinceră și chiar care va fi comunicată în cele din urmă. Pentru persoanele aflate într-o relație avem un 10 de monede. Sunteți mai stabili sau mai uniți ca niciodată. Văd că vă faceți planuri de viitor sau poate unii dintre voi treceți printr-o perioadă mai monotonă și aveți nevoie de o schimbare. Văd că apar informații aici unde au fost probleme în relații. Văd că se vor cere scuze sau se vor trece cu vederea pentru că au fost anumite energii, sunt încă anumite energii, persoane rude, prieteni, cunoștințe, vecini care se bagă între voi și încearcă să vă distrugă liniștea. Doar că aici aveți parte de binecuvântări divine, aveți parte de vindecare, de informații care vor ajunge la urechea voastră și o să vă pună și pe gânduri sau veți afla de unde a apărut această schimbare, poate în relația voastră sentimentală sau ce este de făcut pentru a ieși dintr-o zonă de rutină. Pentru persoanele aflate într-un trio amoros avem magicianul.
Poate unii dintre voi nici nu știți că sunteți într-un triu amoros, veți afla. Ne vedem că avem niște mesaje suplimentare. Foarte multă atracție din punct de vedere sexual, dar vedeți că aceste relații nu vor funcționa. La un moment dat se vor nărui. Da? Se pune accent pe atracție sexuală, nevoia aceasta. Probabil multe relații de trio sunt bazate în primul și în primul rând pe lucrul acesta. Poate pe viitor se poate naște ceva mai serios, pentru că văd discuții mult mai serioase la unii dintre voi, chiar discuții despre viitor, întemeierea unei familii, un copil sau un copil care apare, pentru că apar așa multe lucruri în abundență. Dar aici atenție, da? Ori sunt promisiuni. Promisiuni, jurăminte, că o să fim împreună, că o să ne formăm o familie, că te iubesc de nu mai pot. Trebuie să fiți foarte atenți, pentru că toate lucrurile acestea se discută, mai ales când aveți relații intime. Și vă pot duce în eroare sau vă pot face niște speranțe nerealizabile. Magicianul vă aduce în cale toate uneltele, toate resursele necesare pentru a destinge ce este bine, ce nu este bine, unde să vă implicați, unde să nu vă implicați, ce să credeți și ce să nu credeți. Deci voi dețineți controlul situației, dar că unii dintre voi veți avea tendința de a vă lăsa duși de val și lucrul acesta nu este chiar benefic. Pentru persoanele singure avem o 6 de cupe, revine o persoană din trecut. O persoană care a dispărut și revine în prezent. Doar că nu știți ce va fi. Ce se va întâmpla. Ori că ați avut o relație la un moment dat cu o persoană, între timp s-a căsătorit, după care a divorțat, sau poate este un fost soț, o fostă soție care revine în viața voastră, cu care veți avea anumite discuții, dar care vă întristează foarte mult. Deci e o energie de trecut. Orică sunteți melancolici, vă este foarte dor de o perioadă sau de cineva, ori unii dintre voi aveți tendința de a trăi în trecut, alții dintre voi vă agățați de un fost sau de o fostă, dar nu se mai poate rezolva mai nimic acolo. Surpriza vine cu 6 de monede. Veți foarte mult cifra 6. Poate data de 6 iulie este foarte importantă pentru unii dintre voi. Sau în 6 zile se poate întâmpla ceva în viața voastră amoroasă, sau ora 6 poate semnifica ceva. Surpriza vine cu un echilibru, văd multă susținere din punct de vedere emoțional, încep să se vadă roadele pentru care ați investit timp, sentimente, ieșiți dintr-un blocaj și terminați cu niște discuții aprinse, un scandal, ia sfârșit. Deși inițial parcă vor crește în intensitate, aici e foarte multă falsitate, deci multe lucruri vor ieși la lumină. Ia să mai vedem o carte de tarot. Da, e vorba de destin, de soartă, să știți că multe se vor rezolva acolo unde au fost probleme, certuri, conflicte, despărțiri, împăcări. Vorbim și de familie, vorbim și de multă minciună, lucrurile se vor schimba în bine. În viața voastră. Provocarea vine cu 7 de cupe, care duce fața voastră o alegere. Cred că e vorba de sentimentul acesta de profunzime, în primul rând, pentru că avem 6 de cupe, care duce multă abundență sentimentală, o șansă foarte puternică. Cred că e vorba de îndrăgosteală sau o aventură. Atenție! Pentru că provocarea și tentația este foarte mare și puteți... Și promisiunile, de altfel, și jurămintele că o să ajungeți undeva departe, nu, trebuie să fiți cu băgare de seamă. Vă îndrăgostiți mult prea rapid și vă îndrăgostiți probabil de persoane nepotrivite, pentru că 7 de cupe aduce multă iluzie, multă incertitudine, multă dorință sexuală și mai puțin seriozitate. Aici se va judeca foarte mult cu emoția. Sau emoția va juca un rol important, dar dacă sunt persoane între voi care sunteți vulnerabili, da? Atenție, pentru că riscați să vă îndrăgostiți nebunește de persoană alături de care nu veți avea viitor sau urmează să aflați că este căsătorită acea persoană. Sfatul vine cu 5 de spade. 5 de spade care vă îndrumă cumva să luptați pentru ceea ce vă doriți, să nu vă lăsați călcați în picioare de nimeni și să nu ieșiți dintr-o luptă fără luptă, cumva, da? Pentru că aici aveți tendința de a spune gata, las de la mine, nu, pentru că o să ajungeți într-o zonă foarte dubioasă, foarte neclară și nu o să știți ce se va întâmpla de acum încolo.
Nu lăsați garda jos, luptați până înțelegeți situația, până clarificați situația. Asta odată. Dar apar obstacole, apar provocări, discuții destul de aprinse, bănuieli, ar fi o relație ascunsă, un sentiment ascuns, dar nu vă lăsați până când nu vă demonstrează persoana iubită că este fidelă sau până nu aveți o garanție sau o siguranță sufletească că de fapt v-ați înșelat și de fapt nu s-a întâmplat nimic sau nu se întâmplă nimic. Apare și gelozia și se vede, dar văd că scade în intensitate până la sfârșitul intervalului. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!